Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. Ați învățat deja multă teorie despre tranzistor, a fost un crash curs, da? Bineînțeles, tema este mult mai complexă, dar hai să trecem în practică, să facem ceva practic, să aplicăm ceea ce am învățat în teorie, să aplicăm practic. Și vom proiecta un mic preamplificator, un mic amplificator, da? Ca acest tranzistor să amplifice, trebuie să ne ocupăm de aceste rezistențe. Pentru a calcula valoarea celor patru rezistențe, R1, R2, R3 și R4, al unui entaj de amplificare, în configurație emitor comun, trebuie să cunoaștem mai întâi trei parametri. Da? Valoarea VCC, adică valoarea tensiunii de alimentare, valoarea HFE a transistorului și câștigul, adică de câte ori vrem să amplificăm. Da? Deci, înainte să începem cu proiectarea, trebuie să știm ce vrem cu adevărat, da? ce vrem să facem. Să presupunem, de exemplu, că acestea sunt datele noastre de referință. Tensiune de alimentare 12 V, valoarea medie HFE 110 și gain, câștigul, adică trebuie să fie de 10 ore. Dacă Căutați în majoritatea cărților formule pentru a calcula rezistențele necesare pentru a polariza corect acest tranzistor. Veți fi imediat în dificultate, deoarece veți avea la dispoziție doar formule matematice complexe și foarte puține exemple practice. De ce este așa? Nu știu. Metoda pe care vă arăt este, cu toate că este, să spunem așa, pentru începător, nu neapărat pentru începător, este simplă, da? dar vă va permite să găsiți toate valorile necesare rezistențelor R1, R2, R3 și R4 fără să eu știu, să intrați adânc în matematică. Înainte de a începe cu proiectare, prima regulă. Nu faceți niciodată această greșeală care este foarte des întâlnită și anume de a calcula valoarea rezistențelor pentru a obține un câștig maxim al tranzistorului. În practică, pentru a fi sigur că semnalul amplificat preluat de la colector nu este niciodată distorsionat, este întotdeauna mai bine să lucrezi cu câștiguri foarte mici, de exemplu cu, cu un câștig de 5, de 10 sau de 20 de ori. Da? Dacă, eu știu, acum să spunem că, ok, hai să spui, ok, dacă îl folosesc cu un câștig de 5, amplificarea nu este, este suficientă. E atunci, dacă amplificarea este insuficientă, se recomandă utilizarea unei al doilea etaj de amplificare, adică mai adăugăm încă un contranzistor. Dacă doriți de exemplu să amplificați un semnal să spunem de 100 de ori, întotdeauna este de preferat să utilizați două etaje de amplificare și să calculați rezistențele lor de polarizare, astfel încât să obțineți un câștig de aproximativ 10 pe fiecare etaj și astfel obținem un câștig de 100, 10 ori 10, 100. De asemenea, am putea calcula, de exemplu, un prim etaj uh, cu un câștig de 20 de ori, iar al doilea etaj cu un câștig de 5 ori. Astfel obținem un câștig de 20 ori 5, obținem un câștig de 100 de ori. Da? Așadar, pentru a obține amplificări semnificative, da, imens de mari, fiecare vrea să-și facă amplificatoare de 10.000W, 10 de w, este întotdeauna de preferat să utilizați mai multe etaje de amplificare pentru a evita toate riscurile pe care le-ar putea uh, produce amplificând uh, numai cu un singur tranzistor. Da? Deci, nu uitați, această regulă este foarte importantă. Prin limitarea câștigului unui tranzistor avem, de fapt, foarte multe avantaje. Evităm distorsiuni. De exemplu dacă amplificăm un semnal în mod exagerat cu un singur tranzistor vârfurile undei pozitive sau negative vor fi aproape întotdeauna tăiate. Da? Deci va fi un semnal distorsionat și prin urmare semnalul nostru sinusoidal se va transforma într-o undă pătrată da? provocând bineînțeles distorsiuni considerabile. Zgomotul de fundal parazit este redus. Da? cu cât un tranzistor se amplifică, cu cât un tranzistor amplifică, cu atât crește și zgomotul de fundal produs de electronii în mișcare, iar, bineînțeles, ascultarea muzicii cu acest zgomot nu este chiar plăcută. Un alt avantaj este că autooscilațiile sunt evitate. Având un tranzistor amplificat acesta amplificat la maxim, da, să-i dai blană, acesta poate oscila ușor, generând astfel frecvențe e, care nu sunt auzite, dar care ar supraîncălzi tranzistorul până la distrugerea acestuia. E, în practică, cu cât temperatura corpului tranzistorului crește, cu atât crește mai mult curentul colectorului și atunci când acest curent crește, temperatura crește proporțional de asemenea are loc o reacție necontrolată numită numit, cum e numită stăpă limba acum efectul avalanșei care distruge tranzistorul pur și simplu distruge tranzistorul pentru a reduce acest risc bineînțeles este recomandat un, un radiator adecvat da? pentru a disipa căldura radiată de tranzistor prin limitarea câștigului unui tranzistor mai obținem încă un avantaj foarte important și anume nu reducem lățimea de bandă. De fapt, cu cât este mai mare câștigul, cu atât lățimea de bandă este mai redusă. Aceasta înseamnă că dacă într-un amplificator da, tranzistorul este, este amplificat de cel mult, amplifică de cel mult 20 sau 30 de ori, reușim să amplificăm în dreama întreaga gamă de frecvențe acustice, începând de la un minim de 25 de Hz până la maxim 50.000 de Hz. Dacă îl faci să câștige de 100 de ori, da, să, aibă, să, ai un câștig de 100 de ori sau mai mult, nu va mai reuși să amplifice pe cât posibil toate frecvențele, de exemplu, frecvențele înalte mai mari de 10.000 de Hz. Acum, V-am spus câteva reguli, ar mai fi câteva, dar asta ar fi de start, așa de început, da? Acum, după această introducere, putem continua uh, proiectarea unui mic amplificator și uh, ce operații, uh, care sunt operațiunile care trebuie efectuate pentru a găsi valoarea rezistențelor R1, R2, R3 și R4 pentru un amplificator folosind un singur tranzistor, da? Acum hai să trecem la calcul, da? O să vedeți, este foarte simplu, trebuie doar să fiți atenți și să, pur și simplu, să experimentați. Dacă experimentați și testați, o să înțelegeți foarte, foarte ușor. Începem cu calcularea lui R3. Pentru a găsi valoarea rezistenței R3 care trebuie conectată la colector, Trebuie să cunoaștem mai întâi valoarea rezistenței de sarcină, adică rezistența de sarcină este uh, aceea la care se va aplica semnalul amplificat. Da? În acest exemplu, în această schemă, sarcina este constituită din valoarea rezistorului R5 conectat după condensatorul electrolitic C2. În practică, valoarea rezistorului R3 trebuie să fie întotdeauna mai mică decât valoarea rezistenței R5. În acest sens, unele uh, cărți recomandă alegerea unei valori mai mici de 6, 7 sau 8 ori, dar în practică puteți utiliza o valoare mai mică de 5 ori sau chiar mai puțin. Presupunând că valoarea rezistenței R5 este de 47.000 de ohm, pentru a găsi valoarea rezistenței R3 va trebui să efectuăm această împărțire simplă. R3 egal cu R5 împărțit la 5. Și avem 47.000 de ohm împărțit la 5, avem 9.400 de ohm. Bineînțeles, această valoare nu este standard, se folosește de aceea cea mai apropiată valoare comercială, care în acest caz este de 10.000 de ohm, deci vom folosi aici o rezistență de 10 kΩ. Bun, odată ce valoarea de 10.000 de ohm aleasă pentru rezistența R3, este, este, în regulă, putem efectua a doua operație, ceea ce ne permite să găsim valoarea rezistenței R4, folosind formula R4 egal cu R3 împărțit la gain. Întrucât, așa cum am explicat deja, nu este recomandat să alegem câștiguri mai mari de 10 sau de 20 de ori, deci vom alege minimul de 10. Da? După ce am ales pentru R3 o valoare de 10.000 de om. rezistența R4 trebuie să aibă o valoare de 10.000 împărțit la 10 și egal cu 1.000 de ohm. Acum calculăm mai departe curentul de colector. Ca a treia operație trebuie să calculăm deci valoarea curentului care circulă prin colector, folosim formula IC, care este, trebuie să ne iasă în miliampere aici, tensiunea de alimentare împărțită la 2, împărțit la R3 plus R4, ori 1000. Da? Atenție! Fiți foarte atenți aici. Numărul 1000 găsit la sfârșitul acestei formule nu este valoarea lui R4, ci un multiplicator care ne permite să obținem o valoare curentă exprimată în miliamperi. Da? Fiți foarte atenți aici. Prin introducerea datelor noastre în formulă, deci avem aceste date, 12 împărțit la 2 și așa mai departe, vom obține un curent de 0,545 de Prin urmare, curentul care circulă prin colector este de 0,545 mA. Bun. Acum calculăm ce calculăm acum? Tensiunea pe R4. Deci trebuie să continuăm calculele calculând valoarea tensiunii prezentă pe rezistența R4 conectată între emitor și masă. Folosim formula tensiunea pe R4 egal cu IC ori R4 împărțit la 1000. Executând operația noastră vom obține 0,545 de volți. Acum, dacă știm asta, trecem mai departe și calculăm valoarea lui R2. Valoarea rezistorului R2 este legată de valoarea rezistenței R4 și de valoarea medie HFE a tranzistorului pe care vrem să-l polarizăm. Formula de utilizat pentru a găsi valoarea rezistenței R2 este R2 egal cu HFE ori R4 împărțit la 10. Dacă introducem datele în formulă, avem 110 ori 1000 împărțit la 10 și avem 11.000 de ohm. Deoarece această valoare, bineînțeles, nici asta nu este standard, trebuie să căutăm cea mai apropiată valoare, care ar putea fi în cazul nostru 10.000 sau 12.000 de om. Pentru acest exemplu, aleg cea mai mare valoare pentru R2, adică 12.000 de om, adică 12 kg. Acum calculăm valoarea lui R1. După ce găsiți valoarea R2, puteți găsi valoarea R1 folosind această formulă. Aici știm deja că avem următoarele date. Avem tensiunea de alimentare 12V, avem R2 12000 de ohm, VBE 065V, tensiunea pe, pe R4 0,545V. Fiți atenți, deoarece tensiunea între bază și emitor la un transistor ar putea fi de 0,7 sau 0,6 volt, este întotdeauna mai bine să alegeți valoarea medie egală cu 0,65 de Da, Deci, țineți minte asta. Da? Realizăm întâi înmulțirea, 12 ori 12.000, 144.000, apoi adăugăm VBE și VR4, așa avem 0,65 plus 0,545 este 1,195, Apoi continuăm, împărțim primul rezultat la al doilea, 144.000 împărțit la 1.195 și avem 120.500. Vom scădea apoi valoarea R2 din acest număr și avem un total de 108.000 ohm. Deoarece această valoare nu este standard, cea mai apropiată valoare comercială poate fi utilizată pentru R1, 100 de mii de om, deci 100 de kilo am Amintiți-vă că și atunci când am calculat valoarea lui R2 am putut alege între două valori standard, adică între 10.000 și 12.000 de om și am ales o a doua, da? Bineînțeles, acum putem controla folosind încă o dată formula de mai sus să controlăm o dată cu valoarea lui R1 dacă ar fi 10.000 de om, da? Și avem merul 1 egal cu 12 ori 10.000 împărțit la 0,65 plus 0,545 minus uh, 10.000. În fine, și avem 90.418 om. Deoarece această valoare nu este standard, trebuie să alegem în mod necesar cea mai apropiată valoare comercială, care ar putea fi 82.000 de om, adică 82 de kΩ sau 100 de kg. Da? Acum fiți foarte atenți, da? Acum o să câștigăm, o să câștigăm, o să calculăm câștigul, da? <gântuia> fiți atenți. Ați văzut că la fiecare, aproape la fiecare rezistență am rotunjit, da? Am rotunjit tot timpul în sus, da? Bineînțeles, dacă am rotunjit și câștigul se va modifica un pic. De aceea trebuie să, să verificăm, da? Uh, pentru a cunoaște câștigul, putem folosi această formulă simplă, gain egal cu R3 împărțit la R4. Deci, uh, avem 10.000 de om pentru uh, R3 și pentru R4 avem 1.000 de om, deci avem 10.000 împărțit la 1.000 și avem un câștig de 10 ori. Dacă, de exemplu, în loc de 1000 de ohm pentru R4, am folosit o, o rezistență de 820 de ohm, tranzistorul ar fi uh, amplificat amplifica semnalul de 10.000 împărțit la 820, ar amplifica de 12,19 ori. Dacă am folosit o rezistență de 1200 de ohm, tranzistorul ar fi amplificat de 8,33 de ori. Cu acest exemplu am vrut să vă arăt uh, cât de ușor este să modificați amplificatorul. Da? Cu acest exemplu v-am arătat că pentru a, a mări sau a reduce, a reduce câștigul unei, unui etaj de amplificare este suficient să variem raz, uh, valoarea rezistenței R4. Important de știut, această formulă R3 împărțită la R4 este valabilă numai dacă nu este conectat un condensator electrolitic în paralel cu R4, ca în această schemă, da? dar despre asta am să revin. Acum putem calcula semnalul maxim care trebuie să-l aplicăm pe bază. Cunoscând câștigul și valoarea tensiunii e, sursei de alimentare, cu curent continuu, putem calcula semnalul maxim care trebuie aplicat bazei pentru a putea uh, prelua un semnal nedistorsionat de la colector. Și asta o facem cu această formulă. Uh, baza, tensiunea pe bază egal cu VCC ori 8 împărțit la gain cu un câștig de 10 ori puteți aplica un semnal bazei a cărui amplitudine nu trebuie să depășească niciodată valoarea de 12 ori 0,8 împărțit la 10, deci 0,96 de v de la vârf la vârf. Cu un câștig de 12,19 ori puteți aplica un semnal bazei a cărui amplitudine nu trebuie să depășească niciodată valoarea de 0,78 de v de la vârf la vârf. Important, factorul de multiplicare 0,8 este utilizat pentru a evita tăierea semnalului pe ambele capete în cazul în care tensiunea prezentă pe colector ar fi ușor mai mare sau mai mică în comparație cu tensiunea dorită. Și aceasta se poate întâmpla, de exemplu, din cauza uh, toleranței rezistențelor. Acum cel mai bine este să vă notați formulele și să încercați pe baza acestei scheme să faceți calcule cu alte valori. De exemplu, încercați să faceți calcule cu un gain de 15 și o alimentare de 18 V. Da? și lăsați comentariu cu răspunsurile voastre. În funcție de complexitatea schemei, bineînțeles, avem mai multe de calculat. Acesta a fost doar un mic exemplu cu un tranzistor simplificat. Dar, na, acea, cam aceasta este baza, de aici ar trebui să plecați și uh, încet încet puteți să faceți proiecte mai complexe. Da? Bineînțeles am să mai fac și alte tutoriale pe această temă. Uh, am să încerc mâine, poi mâine să pun pe blogul meu un, un PDF, să fac în un, InDesign un, un fișier PDF așa frumos, cu design, cu toate formulele necesare. Uh, și am să-l pun la download pentru toată lumea. Deci, uh, 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 vizitați blogul meu în fiecare zi, poate apare, <laughs> dar uh, am să vă anunț am să vă anunț când este gata și am să-l pun la blog, uh, pe blog la download. Uh, în încheiere vreau să vă mai spun câteva cuvinte despre acest condensator de pe intrare și acesta de pe ieșire. Um, în toate etajele amplificatorului există întotdeauna un condensator electrolitic la intrarea pe bază și la ieșirea colectorului. Acești doi condensatori au rolul de a lăsa să treacă doar semnalul alternativ spre bază sau să le ia de la colector. Da? De exemplu, de colector ar putea să fie aplicat la un alt etaj da? de amplificare. Da? Um, acesta este rolul lui. Am să mai revin și la acest subiect. Aici mă opresc și ne auzim în lecția următoare. La revedere!